Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. O dimineață friguroasă, am putea spune, dragii mei, că nu e prea cald afară. Eu sunt friguroasă din fire și atunci când soarele nu e pe cer, mie, așa, mie personal, parcă îmi dă o stare de disconfort. Dar cu siguranță va ieși soarele și presupun că o să avem din nou parte de o zi călduroasă de vară. Așa cred. Nu știu, vom vedea. Până la urmă, asta e farme cu fiecare zile, că nu știm ce se va întâmpla în viitor. Încercăm așa să luăm lucrurile exact cum vin. Nu e chiar așa în tot ceea ce facem, pentru că sunt oameni care nu lasă lucrurile în voia sorții și fac repetiții, dragii mei, mereu și fac repetiții în viață, acasă, la serviciu și mai fac repetiții și suplimentar. Și toată viața ei, de zi cu zi, e o repetiție continuă. Nu știu cum rezistă, dar am chemat-o și am rugat-o frumos să vină la noi la Dale Dimineții, așa, în direct, de la 7 dimineața, să vedem ce tot repetă în viața asta. Alături de mine, în această dimineață, Mariana Lemneață, dragii mei. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Bună dimineața telespectatorilor noștri și repetăm, da, repetăm venirea în primul rând în studioul vostru și vă mulțumim pentru invitație încă o dată și sunteți aproape de sufletul nostru și rămâneți acolo. Vai, Doamne, dar fac atâtea lucruri faine oamenii ăștia, încât n-ai cum să poți să treci cu privirea, să nu te uiți la ce fac. Și să nu uităm, dragii mei, că scopul nostru este să aducem în casele dumneavoastră fiecare activitate pe care oamenii ăștia, știți, care muncesc zi de zi, zi de zi și repetă la infinit și o să vedeți despre ce este vorba. Fac lucrurile altfel și fac lucrurile așa cu foarte multă pasiune și cu foarte multă dăruire și noi ar trebui să ne ținem scai așa de ei cum mă țin eu scai de ei și să aducem în casele dumneavoastră imagini, sunete, povești de viață și să vedem cât de frumos ne reprezintă ei pe acolo pe unde trec. Intenționat nu avem o titulatură la Mariana Lemneață, o să vedeți și de ce, că o să ne povestească ea, că nu știm exact ce are atâtea activități încât n-am știut ce să o titrăm și am zis o lăsăm să se titreze singură. Dar nu a venit singură, asta e surpriza, v-am spus și ieri dimineață. A venit cu doi frumoși tineri. Rareșcică Pașca, bună dimineața! Bună dimineața! Și Veronica Adelian. Bună dimineața, mă bucur să fiu aici. Cei doi tineri fac parte din ansamblu Pădureanca. Na, vedeți că v-am spus eu. Avem oameni faini care fac lucruri faine. Și e păcat să nu le vedem și noi, dragii mei. Eu le văd de câte ori am ocazia, mă duc la scenă, mă țin scai de ei, îi urmez pe unde pot, când pot. Anul ăsta n-am prea putut, că au fost tare mult plecați din țară. Dar vedem imediat despre ce este vorba. Povestea foarte frumoasă e, știți că aici la Deva, în Piața Unirii, au fost două zile dedicate folclorului. Și ne-am întâlnit cu toți acolo la scenă. Și când am ajuns acolo la scenă, în vinerea, ansamblu profesionist Drăgan Muntean și ajungem aici, Mariana Lemneață face parte din corpul de balet al acestui ansamblu profesionist. Știm deja, o vedem, ne uităm după ea pe scenă unde îi, eu cel puțin am tot uit. Pentru că ele sunt atât de frumoase acolo pe scenă și le mai pierd așa cu privirea. În acea după masă de vineri, a coborât de pe scenă, la propriu, dragii mei, erau cu bagajele făcute, tinerii ăștia foarte faini, erau pregătiți acolo la scenă, o așteptau și trebuie, dar unde plecați? Speram că pleacă în vacanță. Ei plecau
în Grecia. Da, la un festival la care am fost invitați, însă am și întârziat să ajungem pentru că aveam nevoie să susținem acest spectacol la Deva și copiii m-au așteptat pe mine, chiar erau la propriu cu bagajele pregătite și ne-am îmbarcat și am plecat exact după ce prestația noastră de la Drâga Muntean s-a încheiat. A fost un drum lung, obositor până în Grecia, am nimerit acele zile foarte călduroase, dar a fost un festival frumos, un festival maraton până la urmă și acolo a fost, a fel cum și noi la Carpatica, avem acest festival frumos itinerat pe care îl ducem în mai multe localități, tot așa a fost și în Grecia și am avut cumva norocul să vedem locuri superbe, copiii pot chiar să relateze, am urcat muntele Olimp, orașul unde am fost. Numai puțin, Mariana, că nu mergem în Grecia, cred că suntem în Polonia în momentul ăsta. E Grecia? Mariana, ne poate... în Polonia. Sunt în Polonia, că erau, am zis, Poland. Da. O luăm așa cu Imbe. Bună dimineața, am o întreagă echipă aici alături de mine. O salutăm pe Andra, pe Bianca și pe Rosi, toată lumea e aici. Andra e la butoane, am zis că mergem după cum călătorește Andra în dimineața asta și Andra s-a dus în Polonia în dimineața asta la prima. Așa e, Andra, în bravo! Polonia, mergem în Polonia. Ați în urmă cu 3 săptămâni. Așa, da. Înainte de Grecia, ca să o luăm cu începutul, ați plecat în Polonia. Da. Ce Dumnezeu ați făcut în Polonia? Acolo am fost invitați în urmă cu... În martie am fost la tine, la sfârșitul așa. Martie. În Italia am fost văzuți și invitați să participăm și la festivalul din Polonia și am onorat invitația. Și de aceea s-au legat aceste festivaluri în ultima lună. Pentru noi chiar a fost o lună maraton. Dragii mei, vorbim de ansamblu Pădureanca, nu vorbim de ansamblu Profesionist Drâga Muntean, nu vorbim nici de un alt ansamblu, îl văd pe Nea Vasile, ne spune deja bună dimineața, nici de Hațegana, vorbim de ansamblu Pădureanca de la Palatul Copiilor, de aici din Deva. Da. Pentru cei care nu înțeleg, sunt copiii aceia care m-au impresionat, pentru că la un moment dat am văzut pe Facebook, anul trecut, o fată îmbrăcată în costum popular cu steagul României și am tot întrebat cine e fata aia și fata aia era din Deva. Atunci am avut, mi se face din nou pielea de găină, am avut acele emoții când am văzut steagul României acolo în Italia și am ținut legătura cu acești oameni, acești tineri minunați și cu Mariana Lemneață, care pe lângă că e scenograf, dansator la ansamblu Profesionist, e și instructor la ansamblu Pădureanca. Greșesc cu ceva? Profesor la Palatul Copiilor. Așa. De 4 ani sunt profesor și copiii sunt, echipa care o coordonez acum, sunt chiar crescuți de mine. Eu, deci, într-o vară, voi ați fost deja la 2 festivale internaționale. 3. Numai, 3 festivale. Italia, Polonia-Grecia. Polonia-Grecia. Și suntem abia în august. Mai aveți de gând să mai mergeți undeva? Avem de gând, însă financiar nu ne mai putem permite. Părinții ne-au susținut și le mulțumim foarte mult pentru toată susținerea și au fost alături de noi, altfel... n-am fi avut posibilitatea să facem toate aceste deplasări. Andra, te rog din suflet, la alegere, imagini, care vrei tu? Unde mergem în dimineața asta prima dată? Mariana, unde suntem? Aici cred că suntem în Italia. Mergem la urmă în Grecia. În Grecia. Deci Grecia. Până la urmă am ajuns în Grecia. Ne povestiți? Da, în Grecia, săptămâna trecută am fost acolo, așa. Încă avem bronzul de Grecia care se simte pe umerii noștri. A fost obositor pentru noi, drumul a fost destul de lung. Câte zile ați stat? Și festivalul a fost scurt, din ce în ce mai multe festivaluri și-au mișorat perioada, tot pe motive financiare ca și noi. 3 zile de spectacol, 2 pe drum.
N-ați zburat cu avionul, nu, ați mers cu microbuzul, l-am văzut. Și de aceea a fost și obositor și cald, însă copiii au fost minunați, toată lumea ne-a felicitat, am impresionat din nou, toate grupurile au venit să ne spună acest lucru și ne bucurăm că acolo unde mergem lăsăm urme pozitive, să spun așa, și oamenii sunt impresionați de folclorul nostru și întotdeauna când ajungem după spectacol, oamenii vin la noi și ne felicită și asta ne face să continuăm ceea ce facem și să primim feedback-ul de care avem nevoie. Salutăm cei care ne scriu mesaje. Am zis Nea Vasile și Daniela, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, ne vedem, dragii mei, mâine venim la Hunedoara. Ne scrie Ioan Grosu, bună dimineața, spor în toate, în tot ce întreprinde zi de zi, zile senine și fericite pentru tot, în curând luna august, majoritară vacanțelor, vacanțe frumoase la toți, Doamne ajută, copiii ăștia încă nu pleacă în vacanță, mai au un pic de treabă, așa, când plecați în vacanță, Veronica? Eu plec cu părinții săptămâna viitoare în vacanță, mergem la mare, vacanță mult așteptată, pot să zic, după cât am muncit și am plecat, am zis că merit și eu așa o săptămână cu ai mei și după ne întoarcem la viața de zi cu zi. Rareșe. O vacanță meritată pentru mine au fost ieșirile cu ansamblul și pentru mine a fost suficient, alături de persoanele dragi de acolo din ansamblu. Da, ca a doua familie. A început să doamna profesor, instructor, să ne povestească că ați fost în Grecia pe Olimp. Aș vrea să-mi împărtășiți impresiile voastre. Diferența culturală dintre România și Grecia e majoră, adică e mult diferită, deși mulți ar spune că suntem asemănători. Și... Asta le spuneau ei acolo. Da. Totuși, mie mi se pare că suntem diferiți așa la o aruncare, felul în care ne îmbrăcăm din punct de vedere a costumelor populare diferă sau vi se pare asemănătoare? Vreau să întreb pe ei cum percepeți voi, că până la urmă festivalele acestea vă dezvoltă pe voi ca oameni, faptul că călătoriți, întâlniți oameni cu aceleași pasiuni, pentru că și cei care au participat din alte țări acolo la festival au aceleași pasiuni ca și voi. Păstrarea tradițiilor, jocul popular, obiceiuri, îmbrăcatul în costumul popular, pentru că îmbrăcatul ăsta în costumul popular nu e la îndemâna fiecăruia. Veronica, ce ai simțit tu acolo în Grecia când ai văzut alți tineri de vârsta ta sau chiar mai mici? Și cum ai înțeles tu cultura greacă? Cum ai văzut-o tu prin ochii unei domnișoare? Câți ani ai? 16. De 16 ani. Cum ai văzut tu cultura greacă prin ochii unei domnișoare de 16 ani? Am simțit niște oameni care iubesc ce iubesc și eu, folclorul. Am simțit niște oameni calzi, care au talent, erau copii foarte talentați, care simțeau până în măduva oaselor folclorul, dansul, plăcerea lor de a dansa. Grecii sunt niște oameni minunați, deschiși, prietenoși, ne-au primit cu brațele deschise și ne-am înțeles foarte bine, au fost oameni deosebiți, dansează minunat și mă bucur că am ajuns acolo să-i cunosc. Este o țară minunată cu oameni minunați, cu dansatori minunați și aș repeta această experiență să-i cunosc din nou. Cum ți s-a părut Muntele Olimp? Se spune că e o energie diferită. Prietena mea și șefa mea, Corina, a urcat Olimpul. Se spune că acolo e o energie diferită. Ai simțit ceva diferit? O să vă spun eu că prima seară, dă-ți dau lacrimile, prima seară când am ajuns,
eram obosit și am ajuns direct la spectacol pe Muntele Olimp. Și pentru că noi nu puteam să călătorim cu microbuzul nostru care trebuia să-și facă pauza, am mers cu Polonia. Am urcat pe niște serpentine încât copiilor le-a trecut toată oboseala. Iar când am ajuns acolo am avut spectacol. Nu s-a văzut pe ei că nu dormiseră toată noaptea. Prestația lor a fost la același nivel ca atunci când dormeau. Deci chiar este o energie bună și au fost încărcați pozitiv. În vârful muntelui am avut primul spectacol. Are lucru. Să joci... Ce ați jucat? Hațegeană? Țarină? Ce ați jucat? Toate. De toate. Pe Muntele Olimp. Trebuie să fie un lucru deosebit, o chestie deosebită, o experiență pe care o trăim într-un mod special, să duci steagul României, că îl ducem toți, îl purtăm când plecăm în general din țară, sau eu cel puțin cu siguranță am ceva care are tricolorul cu mine, pentru că așa chiar și la mașină, de fiecare dată când plec din țară, îmi pun la oglindă acel tricolor, pentru că simți așa că îl duci cu tine mai departe suflet. Dar să duci, să vezi niște copii, niște tineri, că joacă jocul nostru popular de acasă, acolo pe Muntele Olimp, trebuie să fie o chestie foarte, foarte deosebită și foarte rareș. Ce simți tu acolo pe Muntele Olimp? Cum a spus și doamna Mariana, o altfel de energie. O energie pozitivă și o energie ce n-am mai simțit-o până în acel punct. În plus, ce ne-a impresionat foarte mult, deși nu erau foarte multe case, locul, piațeta unde noi am susținut spectacolul, era plină de oameni. Nu știu cum ajunseseră acolo, dar plină, pur și simplu foarte multă lume care venea să ne vadă, a venit să ne vadă. La un moment dat eram filmați chiar de pe acoperișul caselor și ni s-a părut impresionant că piațeta era destul de mare, dar nu suficient de încăpătoare pentru numărul de oameni care s-au adunat acolo. Am văzut în... O rog pe Andra să mai dea o dată pozele și imaginile pe care le avem de pe rețelele de socializare, dragii mei, dacă vreți să le vedeți, pe pagina de Facebook al ansamblului Pândrureanca, puteți vedea imagini și filmulețe de la diferitele festivaluri la care ei au participat. Am văzut la un moment dat că erați ca la un fel de paradă într-un oraș. De pe Muntele Olimp a coborât în civilizație. Da. Ia uitați, în orașul Larisa, un oraș foarte frumos în care am ținut unul dintre spectacole și de asemenea foarte multă lume care venea să ne vadă și pe stradă și la scenă. A fost o deplasare chiar care ne-a adus foarte multă bucurie. Câte țări au participat la acest festival? 4 țări. Da. În Polonia au fost 5 țări și în Grecia 4 țări. Trofeul care l-am pe masă e din? Este din Grecia. Așa. Ultimul însemn, adunăm însemne și amintiri și bineînțeles ducem prin toate aceste locuri puțin din România noastră și din tradițiile noastre și peste tot ne bucurăm că suntem bine primiți și oamenii se bucură să ne vadă. Nu cred că duceți ceva din România noastră, duceți oameni din România și asta e mare lucru. Eu mereu spun, nimic nu se poate întâmpla dacă nu ar exista acești oameni. Duceți oameni din România, asta e important. Și cel mai important, dragii mei, Mariana Lemneață nu duce oameni, duce tineri. Asta e și mai important.
că tot ne place nouă să spunem de fiecare dată că generația asta tânără nu o să mai facă nimic, că nu mai... Ei, uite că de fiecare dată găsim câte un om care găsește calea spre inima acestor copii. Nu știu cum reușește Mariana să se poziționeze pe unda verde dintre sufletele acestor tineri, că sunt ca timbru pe scrisoare, sunt mereu în jurul ei. Și la scenă am văzut-o pe Andreea, cum o cheamă, Cărmăzan, făcea poze, era cu pregătită să plece, o salutăm, o îmbrățișăm, o iubim. E mai tinerică, câți anișori are Andreea? Și Andreea e în clasa 9, are 15. Ei, uite că încet, încet, cum găsești calea către sufletele lor? Unda aia verde, știi, de comunicare între voi? Cum? De multe ori îmi spun părinții, doamna, trebuie să fiți mai dură. Nu sunt dură cu ei, suntem prieteni. Găsim, eu și copiii întotdeauna, orice problemă o discutăm, încercăm să găsim soluții. Sigur că e destul de greu să ții un grup unit, chiar dacă majoritatea dintre ei au crescut împreună, sunt ca frații, sunt, chiar se simt ca într-o familie. Acum unii cresc, pleacă, trec la următorul nivel, vin alții și se colorează grupul, să zic așa. De fiecare dată când apare un dansator nou sau o dansatoare nouă, clar că se schimbă și energia în grup. Și destul de greu să-i ții uniți, să-i adaptezi din nou, să înțeleagă care sunt regulile grupului. Avem reguli, că altfel n-am putea funcționa așa de bine. E mama a doi copii, o fătiță și un băiat, da? Nu da. Greșesc. Clara fătița face și ea parte din echipă și ea a fost cu noi în Grecia, în Italia. Nu a fost în Polonia pentru că avea examen. Examen. Era în clasa 8-a, este în clasa 8-a, la Decebal și merge în continuare tot. E mama doi copii, o fată și un băiat, dar dacă o întrebi, câți copii ai, știi? Mulți. Câți? 100. Ai? Am. Toți ai doi? Toți. Toți, toți sunt ai ei. Mergem la cei doi frumoși tineri care au venit alături de Mariana în această dimineață, pentru că ne dorim, dragii mei, să-i cunoaștem încet, încet pe toți ansamblu, pe toți membrii ansamblului Pădurean, că am avut o fată și un băiat. Andreea și Mario. Așa. Mario, unul dintre instrumentiști, care studiază la Școala Populară de Artă, din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului, și e un băiat foarte talentat. Suntem mândri de el că face parte din ansamblul Pădureanca. Și astăzi au venit alți doi tineri dansatori și tot așa ne vom perinda rând pe rând pe aici prin studio de la Dale Dimineții, pentru că vrem să dovedim că avem viitor. Pentru că avem viitor, poporul ăsta nu moare când vor unii și tinerii ăștia cu siguranță, odată ce au îmbrăcat costumul popular, nu o să schimbe nimic din tradițiile noastre. Și eu am o întrebare din aia mai delicată, așa mereu, pe rând, pe rând, odată unul și dar întrebarea e aceeași. O pun de fiecare dată când am în fața mea un tânăr sau nu chiar la primă tinerețe, că l-am întrebat chiar și pe domnul profesor Ionel Coza sau pe Nenea Perabulz, de ce, Veronica, iubești jocul ăsta popular, folclorul autentic românesc? De unde dragostea pentru folclor? Așa ne-a învățat Ovidiu Pintilei, tot de acolo, de la ansamblu, știi? Așa am învățat într-o emisiune, ca folclorul autentic românesc. De ce iubești folclorul autentic românesc? Eu am început să fac dansuri de mică. Așa. De mică, ce... mică, ce înseamnă? De prin clasele mici, de în primară. 7-8 ani. Da, cam așa. Unde? Am început la Drăgamuntean, după aceea am venit la... Atunci când am făcut pe piniera ansamblului. Am înțeles. A venit. Foarte când fain. Am inițiat și Școala Populară de Artă, în prima clasă. Da, bine, dar ai pe cineva în familie care... Am pe sora mea care a fost la doamna Mariana în grup, opa, în ansamblu, și am început amândouă pe acest drum. Sora mea este mai mare și a plecat, dar am rămas eu, deoarece... Nu știu, am simțit această dragoste și din bunici. Primul meu costum a fost cusut de bunica mea. Și
mi-a dus așa, haide, du-te, te rog, pentru mine, și acum n-aș mai pleca de aici. Dragostea pentru folclor vine și din familie, de la părinți, de la bunici, de la sora mea, de la toată lumea. De unde ești deloc? Eu sunt din Deva, dar am bunici. Unde? La Brănișca. La Brănișca, da. Foarte frumos. Și chiar îmi place. Eu să simt că pot să demonstrez că și noi tineri avem pasiunea asta pentru dans, folclor, muzică populară. E un sentiment foarte plăcut. Autentică. Da. Și e un sentiment minunat pe care vreau să-l simt toată viața. Eu nu mai am așa mult, imediat termin și eu și o să-mi fie dor, sincer. Trecem la următorul nivel. Da. La profesioniști. Rares, stai că nu pleci, nu scapi. Dar trebuie să citim două comentarii. Ne spune Nei Haraboiu, mult succes în tot ceea ce faci, Mariana. Doina Gorjului. Doina Gorjului, povestim imediat de Doina Gorjului. Nu întâmplă. Dar a intrat prietenul nostru, Bălan Cătălin. Și zice așa, bună dimineața, felicitări pentru emisiune, succes în continuare. N-o să știi, Cătă Dragă e instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, a corpului de balet, că ești datora cel ciocolat la doamna noastră, că e ce pepinieră ți aduce. Nu, uite, dacă îi crește de mici, acolo este speranță. Și el crește. Și are el la crește. Toți pe toate căile încercăm să ducem mai departe ceea ce iubim noi. Toți. Dansatorii da. De la Drăgan Muntean sunt implicați în diverse activități unde dau mai departe ceea ce iubesc. Juni Dobreni și mai sunt. Hațegana Junior. Da. Dormim, sunt liniștiți, dragii mei, că avem viitor. Rareș și Pașca. Dacă mi-a ieșit în dimineața asta, n-am botezat pe mine, nimeni nu trebuie să mă omărit astăzi cu ciobanul. Cum a spus și Vero, cum ei mulțumește surorii ei mai mari pentru pasiunea împărtășită, eu le mulțumesc verișoarelor mele. Care au făcut parte din ansamblu Drăgan Muntean și care... Ioi, uite cât de fain! Și m-au împins și ele de la spate cu ajutorul mamei mele. În primii ani, cu orice băiat, eu voiam fotbal. Fotbal. Exact. Dar m-a ajutat mama să realizez că mai sunt și alte sporturi frumoase. Cum este dansul popular. Putem să-l numim un sport. Da. Putem să-l numim un sport. Da. Corect. Un sport foarte greu. Pentru că fotbalistul aleargă 50, 15, 20 secunde până la un minut. Un dansator când intră în scenă 7-8 minute e demonstrație de forță. Știu că făcui asta, pricep și știu de la tatăl meu care un spectacol de 40 de minute așa cum fac ei, dragii mei, e o adevărată luptă cu proprii tăi mușchi, cu ochii, cu capul, nu te mai doare nimic, nu mai simți nimic. Unul din colegii Marianei a suferit un accident pe scenă. E bine, da? E bine. Da. Ați văzut că cine a fost la scenă, jocurile populare, jocul popular, nu e chiar de aici, de acolo. E antrenament, e repetiție și când am spus repetiție, să știți că nu am greșit. Oamenii ăștia chiar repetă zi de zi. Bine, Mariana repetă de mai multe ori, că ea repetă și la ansamblu, o tot văd. Ba pleacă de la ansamblu, ba se duce la palat, ba vine înapoi, ba... Da. Nu mai vorbim că de multe ori privim scena așa cum am privit-o și la Vața, e mânuța ei pentru că ea e scenograf. Și acolo unde apare câte o floare, câte o așa, e mâna Marianei care ne înveselește scena pe care urcăm. De unde ești deloc, Rareș, că nu scapi? Eu deloc sunt din Cristur. Din Cristur? Da. Iată ce dai cu chiatra, lovești Cristurul. Nu e departe. De ce nu te-ai dus către Hunedoara și de ce ai venit către Deva? Și la Hunedoara este un loc unde tinerii se pot dezvolta. De ce ai luat drumul Devei și nu ai luat drumul Hunedoarei? Ce te-a atras aici, la Pădureanca, în mod deosebit? Vreun prieten? N-aș spune.
Sincer, nici nu știu cum să răspund la această întrebare. Ar fi... Îți răspund eu, divinitatea, vezi? Nimic nu e întâmplător. Asta era ideea. Așa a fost să fie. Da, chiar da. Dar băieții e mai ciudățel, dragii mei, pentru că băieții iubesc fotbalul și motoarele și mașinile. Și băieții așa se mai atacă între ei. Ai avut vreun coleg, vreun prieten, așa, care să te înțepe când îmbraci costumul popular? Nu, nu. Chiar deloc. Avut. Majoritatea chiar mă felicită și am avut prieteni pe care chiar i-am adus la ansamblu datorită faptului că m-au văzut dansând. Și le-au plăcut. Și vin în continuare? Da. Doamne ajută, vrem să-i vedem. Voi, n-am reținut dacă mi-ai spus, Veronica, ai 16 ani, la Palat e o activitate extra. Da. Ești elevă la? Colegiul Național Pedagogic Regina Maria. De suflet, jos pălăria, frumos. Și tu, Rareș? Eu sunt elev la Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Foarte frumos. Felicitări, dragii mei. De ce v-ați dus voi în Polonia anul ăsta? Ce vă vine vouă așa să plecați? Marina, e greu. Câți copii duci cu tine într-un astfel de 25, turneu? 30. Depinde de... Depinde cum ne putem deplasa, de mașina cu care ne deplasăm. Microbusul de la Palat are doar 20 de locuri și atunci uneori sacrificăm din echipă, ne mai supărăm unii cu alții, apoi ne împăcăm. E destul de greu să gestionăm situația datorită părții financiare, că nu ne permitem să luăm o mașină mai mare. Ne gestionăm cu ce avem la Palat. Să tot plâng politicienii ăștia că n-au bani. Poate găsiți niște bani, că doar îl găsim pentru viitorul nostru. Au găsit cumva finanțare și ați niște imagini din Polonia, dacă se poate, Andra, un filmuleț, niște să ne povestească. Nu știm să spunem numele localității, n-are rost să ne bâlbâim. E vorba de Polonia, de un festival. A fost un festival concurs sau a fost un festival așa de întâlnire, să spunem așa. Imaginile sunt tot din Grecia, aici întâlnirea cu oficialitățile grecești. Așa. Cea care ține pancarta este chiar fiica mea. Ce frumos! Și steagul îl ține Rareș. Și Rareș e cu steagul. Da. Foarte frumos, mergem un pic mai departe. Tot în Grecia suntem și aici. Aici chiar suntem pe unul dintre munți, cel de lângă Olimp. Nu mi-amintesc exact numele acum, însă munții Greciei chiar revin la acea energie bună pe care o simți acolo. Până la urmă, Grecia e piatră de temelie la istoria, în istoria omenirii. Da, aici suntem și la mare. La mare, v-ați am și avut, distrat. Da, chiar am împletit foarte bine activitatea de pe scenă cu timpul liber care l-am avut la dispoziție și copiii s-au simțit foarte bine. A fost un turneu ca o vacanță. Un turneu ca o vacanță. Deci până la urmă, pe lângă faptul că repetați, dansați. Ce te doare cel mai tare, Veronica, când ieși din scenă? Care e durerea? Ce te doare mai tare? Picioarele? Mâinile? Care e emoțiile? Nu mă doare nimic. Vreau apă tot timpul. Este foarte extenuant, mai ales pe căldură. Simt nevoia să bei apă. Când și cânti, când strigi, când ai strigături, obosești foarte repede și te doare gâtul, atât. În rest... Rareș. Sufletul, că n-am mai apucat să dansăm mai mult. Da. Dar, da, și cu apa. Hidratare. Am o întrebare pentru voi, tinerii. Când ați venit, la ansamblu, nu contează că nu sunt de unde, aici merg suntem pozele, în aici suntem în Polonia, da. Noi povestim peste poze,
și revenim de fiecare dată. Aici sunteți pe scenă. Tot în Polonia. În Polonia am mers cu o formulă mai restrânsă. I-am luat doar pe cei mari. Ce joc aveți aici? Un joc de socăcițe al fetelor. Socăcițe. Socăcițele. Da. Și cei mici s-au supărat puțin, dar i-am luat în Grecia și și-au revenit. Cei mici au fost supărați că ei n-au venit în Polonia. Da. Clar că media de vârstă a ansamblului pornește de la 10 ani până la 18 ani și aici trebuia să fim doar cei peste 14 ani. La unele dintre festivaluri unde participăm se impun vârste și a fost foarte frumos și în Polonia. Chiar frumos, ne-am simțit foarte bine. Polonezii gazde bune, chiar foarte primitori, foarte atenți, să ne fie bine. A fost cald? Foarte cald. În ambele deplasări, temperaturile au de vară. Da, caniculă, așa că aici, da, la noi, că la... În Grecia chiar a fost caniculă. Chiar la un moment dat li se făcea rău copiilor. Trebuia să gestionăm și situațiile astea cu căldura destul de dificilă. Sau chiar s-au... Orele de spectacol s-au mutat mai spre mult mai noapte. Terminam spectacolele pe la 12-1 noaptea ca să fie mai răcoare. Să putem să susținem spectacolul. Mergem la Carpatica noastră, pentru că aveți un festival al Palatului. Pe care îl organizăm și noi, da? Așa, avem și noi aici acasă un festival. Palatul copiilor e maestru de ceremonii, să spunem așa, aici în România. Brad, Deva și Hunedoara anul acesta. Da? Da? Nu greșesc, da, nu greșesc nimic. Invitați din câte țări, Mariana? Invitați din 5 țări și din România. Am avut din Albania, din Serbia, din Ucraina, din Slovacia și Ungaria. Și Ungaria. Voi ați ajuns din Grecia astăzi. Dimineața și seara am făcut deschiderea. Deschiderea! Ia uite-te cât sunt de faini ciobăna și băcița, ciobanul și băcița noastră. Ei sunt de la Novaci. Da. Foarte frumos. Da, pe lângă cele 5 țări invitate, am avut grupuri din România, din Gorj, din Timiș. Uite pe Andreea. Din Cluj. Da. Cu pancarda. Da. Foarte fain. Din Cluj, din Sibiu, din Alba, au fost foarte multe grupuri și festivalul a fost anul acesta foarte frumos și reușit. Am reușit să adunăm grupuri frumoase și să legăm prietenii. Copiii anul acesta au fost ghizi pentru prima dată. În general erau profesorii de la Palat și ei au experimentat ce înseamnă să fie ghid și să... Uite cât de frumoși, deci nu pot să cred. Maramureșul chiar a fost grupul de care s-a ocupat Veronica și poate să ne spună impresiile ei din interiorul organizării. Veronica, cum sunt copiii din alte zone ale țării? Okay. Mai ales cei din Maramureș, pentru că la ei parcă e mai bătut așa în cuie folclorul ăsta. Copiii au fost minunați. Deci m-am înțeles atât de bine cu ei. Au dat lacrimi la final. Au vrut să ia la Maramureș. Da, au vrut să mă ia la Maramureș. Și profesorii au fost foarte primitori, dar ei m-au primit cu brațele deschise. Ne-am dus pe cetate cu ei și după nu mai vreau să plece. Tot vreau să hai Vero cu noi, hai cu noi, hai cu noi. Au fost foarte, foarte fain. Copiii. Încântați. Încântați, da. Toți participanții de anul acesta la festivalul nostru de la Carpatica au plecat foarte încântați de toată perioada pe care au petrecut-o la noi și ne bucurăm că am reușit să fim gazde bune și să lăsăm o impresie bună și mulțumim
pentru sprijinul care mi l-au acordat Inspectoratul Școlar Județean, doamnei inspector Ștefănie. Mulțumim primăriilor care ne-au susținut și au fost alături de noi gazde în acest festival, primăria Deva, primăria Hunedoara și primăria Brad. Le mulțumim domnilor primari de asemenea că ne-au susținut și au fost și la anul pot mai mult. Eu îi încurajez, dragii mei, la anul puteți mai mult, pentru că ăsta e viitorul, are un nod în gât, e foarte greu fără banii politicienilor, din păcate, tolba, bugetul ăla pe care stau consilierii locali, până la urmă și primarii noștri, fără ei nu putem să aducem acești copii minunați în atenția noastră, a spectatorilor, a telespectatorilor. De asemenea, echipei care s-au ocupat ca acest festival să fie la nivelul la care a fost anul acesta și mulțumim colegilor de la Palatul Copiilor Deva, profesorilor, doamnei director și încă o dată inspectoratului, care chiar ne-a susținut foarte mult anul acesta. Da, Maria Ștefănie a fost, doamna inspector general, a fost ieri dimineață la Dale Dimineții, e un om special și mereu veți găsi înțelegere și deschidere, sunt convinsă de asta. Nu o spun eu, spun și ceilalți care apelează mereu la domnia sa și mereu găsesc o ușă deschisă. Eu vă mulțumesc vouă, în primul rând. Pe Mariana o cunosc, îl cunosc și pe Gopo, Neața Gopo, Cosmin Gâmbârcean. Și el a fost cu noi în Grecia. În Grecia, știu, a coborât de pe scenă și au plecat. Nu mai avem timp să te întreb ce ai simțit că nu ți-ai văzut prietenii de la Doina Corjului. Eu cred că a fost o durere în suflet că nu i-ai văzut pe scenă pentru că ți-ai luat pruncii și ai plecat în Grecia. Da. Ei urmau să evolueze după noi la Festivalul Cetății. Dar m-am bucurat că i-am văzut, i-am îmbrățișat pe toți, m-au văzut ei pe mine. Te-au văzut. Și ați avut un joc în premieră pe care noi l-am adus în atenția telespectatorilor, jocul de Bihor. Felicitări și ție și lui Cătă și la toți, sunteți foarte frumoși, nu trecem. Noi vă mulțumim pentru susținere și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Am putea să facem mai mult uneori. Dan Patricia ne scrie: bună dimineața, felicitări copii, felicitări doamna noastră. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri și mulțumim că ați crescut copii frumoși, curați la suflet, cum este sufletul dumneavoastră. Na, foarte fain. Om minunat cu suflet de aur, susținere din partea noastră, continuă așa cum putem. Vă susținem în continuare pentru a continua frumosul ansamblu care l-ați creat și închegat. Vă mulțumim pentru tot. Edi Hinț ne spune bună dimineața, tanti Maria e pe recepție, mai avem și alte mesaje, dar mergem mai departe. Vă mulțumim pentru mesaje, încurajați-i, dragii mei, pentru că așa sunt sigură că nu vor ceda. Nu cred că va ceda Mariana, că ea e o luptătoare, că așa cum eu o cunosc și m-a impresionat. Am rămas datoare cu o întrebare. Tu când ai venit la ansamblu, știai vreo joc, vreo ceva de acasă, adică măcar un pont? Nu. Aveai o idee? Nu. Asta la început aveam două picioare stângi. Toți am început cu două picioare stângi, dragul meu. Felicitări, sunteți minunați. Nu mai avem timp, ați auzit că erau deja 10 minute, mai avem 5 minute. Vreau doar atât să vă spun. Toate ansamblurile astea care se întâlnesc, că sunt România, că sunt Polonia, că sunt Grecia, ce fac oameni precum Mariana, ce fac tinerii aceștia, dragii mei, încheagă o societate, încheagă prietenii, e pentru socializare, e pentru sufletele noastre, pentru dezvoltarea copiilor noștri și până la urmă, dacă copiii ăștia înțeleg că ce fac ei e de valoare și îi apreciem și le și arătăm asta, credeți-mă că țara asta are viitor. Greșesc cu ceva? Nu, chiar vorbeam ieri, am avut o reuniune a grupului și vorbeam despre faptul că plusul care îl primesc ei făcând parte din acest grup. Și ne-am imaginat cum ar fi fost să nu fie în acest grup. Și toți au început să vadă minusul nefiind în grup. Și așteptăm în continuare tinerii să vină alături de noi, formăm grupuri noi,
Și sigur că ei, prin experiența lor, pot să împărtășească plusurile care le au datorită grupului din care fac parte, datorită faptului că merg, văd, cunosc. Copiii de la Maramu, care au cunoscut-o pe Veronica, o să o pomenească toată viața și o să spună tuturor ce cetate frumoasă au văzut la Deva. Nu ne trebuie promovare mai mare la turism. Vă garantez, copiii ăia vor alege toată viața lor, iar când vor ajunge ei părinți, își vor lua copiii și vă aduce la Deva să vadă unde au fost ei și ne-au cunoscut-o pe Veronica. Asta e până la urmă scopul nostru. Copiii ăștia să reușească să se strângă unul lângă altul, că ei vor fi viitorul acestei țări. Un PP că se degată emisiunea și trebuie să facem o promovare, că e un weekend tare încărcat, dragii mei, nu le lăsăm. PP-ul. Mulțumesc, Andra. Prietenii mei de la Ilia, Alexandra și Paul, terasa la Coste, ne cheamă la ei, ne deschid ușile, porțile terasei, pentru că vineri, sâmbătă, cer iertare, în 27 iulie, cu ora 21, devoratorii de stand-up comedy au întâlnire cu Nathan Ticu și cu Varză. Aveți numărul afișat pe ecran pentru rezervări, dragii mei. Nu uităm, cei care iubesc stand-up comedy, terasa la Coste, la Ilia, aici aproape de noi, mâncă și o pizza bună sau ce ne dorim din meniul lor, un cocktail, o bere, dar râdem. Cu siguranță vom râde cu gura până la urechi, cu Nathan Ticu și cu Varză. Paul și Alexandra, terasa la Coste, Ilia. Nu mergem mai departe, pentru că mergem la Hunedoara. 26 iulie, ai bine, 26-28 iulie, ai bine, Andra, zilele Hunedoarei. Încep zilele Hunedoarei, dar începem cu ziua de 26, de mâine, vineri, că vreau să rămânem aici la costumele noastre populare, numele la Brenciu, că pe Brenciu îl vedem sâmbătă. Ori duminică. Duminică, ora 19, e de Montans. Sâmbătă, ora 19, e gala de excelență, ne vedem acolo și ne cântă Horea Brenciu. Dar până acolo, dragii mei, vineri, spectacol folcloric Hațegana. Haideți alături de noi la paradă, începând cu ora 19, Vasile Enea, instructorul de la Hațegana, alături de dansatorii din ansamblu Hațegana, ne cheamă să învățăm brâu. Anul ăsta ne ducem să învățăm. Dacă nu învăț brâul la Hunedoara mâine, îl învăț duminică, cu siguranță. Eu o să merg duminică. Dar 26 iulie, ora 21, în Poiana Răchițelii, dacă trăiți nostalgia tinereții, la 40 de kilometri în Poiana Răchițelii avem cinematograf în aer liber și discotecă, ca pe vremea noastră. Venim și noi. Putea să merem toți, merge, să ne distrăm puțin. 27 iulie în Poiana Răchițelii, IND, cântă Puiu Codreanu și Andreea Chiseliță, o luăm pe ritmul de banat. Iar duminică, după Sfânta Liturghie, rămânem să vedem ce fac, cum învățăm să meșterim ceva din Poiana Răchițelii, din Ținutul Pădurenilor. Nu plecăm duminică din Poiana Răchițelei, că urmează un spectacol folcloric cu artiștii pe care noi îi iubim și Ciprian Pop, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Bogdan Toma, că e la el acasă, Marinela Stroia și mulți alți artiști, Andrada, Roxana Costea, Alin Ienciu e la el acasă și, bineînțeles, orchestra, Comorile județului Hunedoara, cum le spun eu, ansamblu profesionist Drăgan Muntean, supagheta magică al profesorului George Câlțea. Cu toții mergem în Poiana Răchițelii, aia e sigur, să-i vedem că așa e fain, după care ne întoarcem la Hunedoara să continuăm petrecerea cu The Montans și restul formațiilor. Și mâine dimineață o să vin cu amănunte despre acest
weekend încărcat de evenimente. Că mâine e vineri, e 26, deci începem de mâine. Iubitorii de stand-up merg la Ilia, iubitorii de folclor vin la Hunedoara, la parada porturilor, portului popular. Mi-aș dori să vă văd acolo, promit să vin la ora 19, sunt acolo cu Rosi și să văd așa o mare de oameni îmbrăcați frumos. Nu trebuie invitație, luați hainele de acasă din dulap, ștergeți praful de pe lada de zestre, luați ea de la bunica și haideți la Hunedoara, dragii mei. Că așa dăm dovadă de unitate și de respect față de ceea ce ne-au lăsat semenii noștri și ajung acolo unde merg în fiecare dimineață. Ei ne-au dăruit. Noi astăzi primim de la cine? De la oameni precum Mariana, care nu se lasă și greutățile financiare n-o pun la podea, și acești tineri minunați care cu toată rușinea, nu vă gândiți că le-a fost simplu sau la 40 de grade să stai cu hainele populare pe tine. Ar purta și ei pantaloni scurți și o cămașă de in. Dar totuși iau steagul și bat Europa. Na, dragii mei, cinste vouă, nu vă lăsați, mergeți mai departe. Mulțumim. Felicitări. Mulțumim. Noi aici ne oprim, că Cico, Sandra și Rosi tot spun că s-a gătat. Și Bianca. Ce-i frumos trece repede. Ce-i frumos trece repede. Rămâneți alături de noi, pentru că rămânem în zona meșteșugurilor populare, tot acolo, la Ținutul Pădurenilor. Mâine dimineață, alături de mine, Mircea Lac. Tezaur uman viu. Un monument UNESCO aici, la noi, acasă. Cine e? Ce face? Dacă veniți alături de noi la Dale Dimineții, mâine dimineață, de la 7 fix, cu siguranță să aflăm multe despre noi, despre români, cine suntem de fapt. Până mâine dimineață, nu uitați, dragii mei, dăruiți, pentru că cu siguranță Dumnezeu, într-o zi, va aduce înapoi către dumneavoastră toată dragostea pe care o dăruiți. Vă iubesc!